În fiecare an, la debutul sezonului friguros, își fac apariția virozele respiratorii. Cei mai predispuși la complicații sunt copiii. Curgerea năsucului la copii sau rinorea este unul dintre problemele care dau mari bătăi de cap părinților. Vestea bună este că avem la îndemână suficiente metode de prevenție. Cum se tratează corect și care sunt cauzele rinoreei, urmăriți în materialul ce urmează. Modificările termice ale mediului ambient, precum și intrarea copiilor în colectivitate, atrag după sine debutul virozelor la preșcolari și școlari. Nasul înfundat, tusea sau rinorea puternică sunt probleme care dau mari bătăi de cap părinților. Astfel, curgerea nasucului la copii, numit în termeni medicali rinorea, reprezintă un proces ce se manifestă prin secreții nazale în cantități semnificative. Deci rinorea ar fi unul din simptomele care caracterizează o anumită patologie a căilor respiratorii superioare. Deci ea nu este o patologie, este un simptom. Ca definiție, rinorea ar fi scurgerea unui lichid, de obicei curat, din căile nazale, din năsuc. Este foarte important ca părinții să știe care sunt cauzele acestui simptom și cum se manifestă, pentru a fi tratată și ameliorată. Totodată este bine ca mămicile să realizeze cum să-și îngrijească copilul în timpul unui simptom comun, prezent în mai multe afecțiuni. Rinorea ar fi cauzată de două, adică ar fi de două cauze, o cauză infecțioasă și o cauză alergică. Cauza infecțioasă a rinoreei se dezvoltă atunci când este o infecție virală, de obicei o inflamație a căilor nazale, când se produce lichidul sau însăși rinoreea care curge din năsuc, adică lichidul care curge din năsuc. Cauza alergică ar fi o reacție a sistemului imunitar la unul sau mai mulți alergeni care nimerez prin aer, deci prin cale inhalatorie, deci prin năsuc, în plămâni și în organism. Tratamentul rinoreei depinde de cauza care stă la baza apariției ei. Însă în cazul în care nu sunteți sigură dacă micuțul dumneavoastră suferă de vreo alergie sau de o afecțiune care are la bază acest simptom, este bine să mergeți negreșit la medic. Dacă simptomul nu este însoțit, deci rinoreea este singură, deci nu este cu febră, cu stărnut foarte frecvent, cu respirație foarte dificilă, deci mămicile pot supraveghea copilul acasă, ne ducându-l la grădiniță, ne ducându-l în alte locuri publice, deci izolat la domiciliu, copilul se supraveghează și se vede cât de dificilă este respirația nazală. Dacă este o respirație cât de cât bună sau adecvată, mămicile trebuie să aibă permanent acasă ceva din medicamentele de prim ajutor. Deci o soluție salină, care sunt de foarte multe tipuri în farmaciile noastre, se administrează într-o nară și în alta, deci în partea dreaptă, în partea stângă, câte o picătură, două, trei, în dependență de vârsta copilașului, se spală căile nazale în așa mod și respirația poate deveni mai ușoară. Dacă se repetă la câteva ore și din ce în ce respirația devine mai îngreuiată, atunci este nevoie de încă ceva, deci de alt tip de medicamente, noi le numim decongestionante sau deosobstruante nazale. Sigur că nu trebuie să se ocupe nimeni cu terapie individuală sau fără indicație medicală și deci mai ales copiii de vârstă mică trebuie prezentați la medic ca să fie examinați, să fie supuși unui control medical, examen medical, ca să se determine sau să evalueze starea copilașului însăși, pentru că sunt simptome care pot să nu fie văzute sau determinate de o mămică care de obicei nu sunt cu studii medicale sau nu au de unde să știe, pur și simplu. Deși nu avem de-a face cu o boală, ci doar cu un simptom, rinorea nu trebuie să fie ignorată de către părinți, deoarece poate fi un început de răceală sau o alergie, afecțiuni destul de frecvente la copii.